Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiunea lui Dumnezeu, dar de asemenea despre misiunea pe care o fac românii în diferite zone ale Pământului. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a chemat și pe noi la această lucrare să fim împreună slujitori cu El. Misiunea externă n-are de a face însă doar cu trimiterea și susținerea de misionari pe diferite câmpuri de misiune. Misiunea externă are de a face de asemenea cu mobilizarea bisericilor din România pentru misiune, cu recrutarea și echiparea misionarilor, cu promovarea misiunii. Un rol important în mobilizarea bisericilor din România pentru misiune îl joacă Conferința Națională de Misiune Romiscon, care a ajuns la a 18-a ediție. La această conferință participă păstori și responsabili de biserici din toată țara și prin aceste conferințe dorim să mobilizăm bisericile pentru marele seceriș. În această emisiune vom urmări unul dintre invitații noștri, un om special, Don McCurry, un om care a fost timp de 18 ani misionar în Pakistan, și el va vorbi în continuare pornind de la Psalmul 2. Pornind de la Psalmul 2, el face o analiză deosebită a acestui pasaj și arată importanța Mântuitorului Iisus Hristos în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Să urmărim împreună mesajul pe care Don McCurry l-a susținut în cadrul conferinței de misiune Romiscon 18. Now I'd like you to open your Bibles now to Psalm 2. Vă rog frumos să vă deschideți Scripturile la Psalmul 2. And I'm going to ask my brother to read this in Romanian language. Și am să citesc acest psalm în limba română. Psalmul 2, pagina 554 în cartea noastră, varianta Cornilescu. Citesc. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui le vorbește și îi îngrojește burgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și margine pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. May God bless the reading and the understanding of his word. Fie ca Domnul să binecuvânteze citirea și înțelegerea acestui cuvânt. Amin. I lived in Pakistan when a president was named Zulfikar Ali Bhutto. Am trăit în Pakistan pe vremea președintelui Zulfikar Ali Bhutto. Bhutto. You make a good missionary. Mulțumesc. He called the heads of Islamic states together in Pakistan. El a făcut o adunare cu liderii religioși islamiști din Pakistan. And he said, we are going to finish off the missionary movement. Și au zis, noi o să terminăm mișcarea aceasta creștină de misiune. We are going to not give visas. Nu o să le dăm vize misionarilor care vin în țară. We are going to nationalize the schools. O să naționalizăm școlile. And he did. Și a făcut așa. And he ruined them during for the next 30 years. Și pentru următorii 30 de ani s-a și întâmplat, a ruinat tot ce era înainte acolo. And we're going to nationalize the hospitals. Și a zis, o să naționalizăm spitalele. And the people rose up in protest. Și oamenii au început să răscoală la început. Because the government hospitals at that time were had a terrible reputation. Pentru că spitalele de stat din vremea aceea aveau o reputație teribilă. What happened to this man who tried to mobilize the Muslim world
against Jesus Christ. Dar ce s-a întâmplat oare cu acest bărbat care a mobilizat mișcarea islamică împotriva Bisericii lui Hristos? In due time he was accused of political assassination. De două ori a fost acuzat pentru complot, asasinare politică. He was arrested. A fost arestat. He was hanged. Și a fost spânzurat. The man who was going to finish off Christianity. Omul care avea de gând să termine creștinismul. We see the same thing going on today. Și vedem astăzi aceleași lucruri întâmplându-se. There is a tradition about what Muhammad said before he died. E o tradiție care spune despre ce ar fi spus Muhammad înainte să moară. It's in what's called the hadith, the official recordings of things he said outside the Quran. Hadithul sunt niște explicații orale a ceea ce s-a întâmplat pe vremea aceea. He said there should only be one religion in Arabia. Și spune acolo în învățătura aceea că ar trebui să fie o singură religie în Arabia. After he died, his successor, după moartea lui, succesorul lui, cleansed Arabia of Christians. A curățat Arabia de creștini. They were not massacred at that time. N-au fost masacrați atunci. But they were moved out of the country. Dar au fost dislocați, scoși afară din țară. That spirit is still infecting all of Islam. Și duhul acela încă este ca o influență puternică în Islam. There is a spirit that says we should not have Christians living in our midst. E un duh între ei care îi mână să zică între noi să nu fie niciun creștin. And there are conspiracies, there are plans between certain Muslim leaders to make that happen. Sunt tot felul de conspirații, de planuri ascunse care încearcă să pună în practică acest gând. You're seeing it in the Sudan. Vedem aceasta în Sudan. In Somalia. În Somalia. In Eritrea. În Eritrea. In Nigeria. În Nigeria. In Libya. Libia. In Iraq. Irak. In Iran. În Iran. And there's a compromising spirit in Egypt where some want to do that and some don't. Și este un fel de compromis în Egipt pentru că unii vor să scoată creștinii, alții să rămână încă acolo. The Muslim world is in turmoil. Lumea islamică este într-o frământare. And in my understanding of the word of God. Și înțelegerea mea a cuvântului lui Dumnezeu, humanly speaking, it goes back to Ishmael. Este că vorbind în termeni omenești, mă duc cu gândul la Ismael. Here is a man who could not live with God's choices. Și întâmplarea biblică spune că acest om nu putea să trăiască împreună cu aleșii lui Dumnezeu. The Bible says he was a child of the flesh. El a fost copilul din fire. When Abraham listened to the bad advice of his wife. Când Avram a ascultat de sfatul rău al soției sale. She said, "Go sleep with my maidservant." Și a zis, du-te și culcă-te cu roaba mea. Maybe I can have a child by her. Poate voi avea un copil prin ea. And without consulting the Lord. Și fără să consulte pe Dumnezeu în acest Abraham lucru. Listened to his wife. Avram a ascultat de soția lui. So that leads to a very important principle. Și asta conduce la un principiu foarte important. Men never listen to your wife. Bărbaților, n-ascultați niciodată de soțiile voastre. Now before you ladies storm the platform and kill me. Acum, înainte surorilor să veniți să mă atacați aici pe platformă. I'm going to reverse that in just a few minutes. Vreau să întorc vorba aceasta în câteva minute, doar aveți puțină răbdare. So please calm down. Așa că vă rog să vă calmați. Ishmael was born out of a fleshly decision. Ismael, prin urmare, s-a născut dintr-o dorință omenească, firească. And you know that Isaac was born as a child of faith, a child of promise. Mai târziu știți că s-a născut Isaac, fiul promis de Dumnezeu. Isaac was God's choice for developing the people of God. Isaac era alegerea lui Dumnezeu pentru a se dezvolta prin el seminția pe care Dumnezeu urma să o adopte. Inside the household of Abraham, you had now conflict and rivalry between two mothers. Și acum în casa lui Avram era un fel de rivalitate între două mame. Each one promoting the cause of their own child. Fiecare mamă își promova cauza fiului ei.
And Ishmael got infected with this spirit. Și se pare că Ismael a primit acest virus negativ de al mamei sale, cumva. And during the weaning feast for Isaac, he made fun of his little stepbrother. Și pe când sărbătoreau nașterea fiului promis al lui Isaac, Ismael făcea mișto acum de copil și de mama lui. And Sarah saw it. Și Sara a văzut lucrul acesta. And she went to her husband and she said, "You have to get rid of that slave girl and her son." Și a mers la soțul ei, Sara, și a zis, "Trebuie să scap de roaba asta a mea și de fiul ei." Now you can imagine what that did to the father. Mă puteți să vă imaginați ce a fost în inima tatălui. For 14 years he had been grooming Ishmael as his heir. Ismael avea vreo 14 ani deja, 14 ani prin urmare și a focalizat atenția Avram asupra fiului său, pe care îl iubea. In the stories of Genesis we read that Abraham built altars for burnt sacrifices. Și în Geneza găsim că Avram făcea jertfe, aducea jertfe lui Dumnezeu. Ishmael helped his father do all of that. Și fără îndoială că Ismael l-a ajutat pe tatăl său să clădească acele altare și să aducă jertfe lui Dumnezeu. He was a monotheist. Era și Ismael monoteist. And undoubtedly he thought he was the firstborn. Și avea și concepția aceasta specifică întâi născut. But in reality he was the son of a slave girl. Numai că în realitate era fiul unei sclave. And he was not going to be the heir. Și nu el urma să fie moștenitorul. And eventually Sarah said to her husband, "You have to get rid of them." Așa că Sara a venit la soțul ei și a zis, "Trebuie să scap de ei, să trimiți la plimbare." And it grieved Abraham. Și l-a întristat pe Avram acest lucru. He probably didn't want to do that. Probabil că la început nici măcar nu fi vrut să asculte de soția lui. And then the Lord said, numai că Dumnezeu a venit la Avram și a zis, "Listen to your wife." Ascultă de soția ta. What? Poftim? Listen to your wife. Ascultă de soția ta. I did that once. Păi, Doamne, am făcut deja o dată lucrul acesta. And that's how I got into this problem. Și iată în ce necazuri am ajuns. Yes. Be careful, men and women. Așa că, frașilor, fiți atenți. That you hear the voice of God. Că auziți bine vocea Domnului. And that your marriages are founded on Jesus Christ. Și căsătoria voastră să fie fondată pe Iisus Hristos. And that both of you learn to listen to the Holy Spirit. Amândoi să vă obișnuiți să ascultați de Duhul Sfânt. The spirit of rivalry is inside of Ishmael. Duhul ăsta de răzvrătire și era în Ismael. And when you read the history of Arabia. Și când citiți istoria Arabiei, Ishmael and his descendants intermarried with the Arab people over centuries of time. Ismaeliții s-au încuscrit cu arabii în vremea aceea de-a lungul secolelor. If you want a Bible reference on that, it's in Isaiah 21. Isaia 21 vorbește despre această încruscire. There's a prophecy against Arabia. Și este o profeție împotriva Arabiei. And it mentions the name of Kedar. Și vorbește despre Kedar. And Kedar was the most important of all of Ishmael's 12 sons. Kedar a fost unul dintre cei mai importanți dintre cei 12 fii al lui Ismael, Kedar. And speaking of those 12 sons, I want to make a digression. Și doar o anumită diversiune, puțin un col, vorbind despre cei 12 fii al lui Ismael. The first couple I ever married, she was from Norway and he was from Sweden. Primul cuplu pe care l-am căsătorit a fost format dintr-o femeie din Suedia și din Norvegia. Și între cele două țări, Norvegia și Suedia, există o anumită rivalitate. So one more digression. Așa că iată din nou pericolul. The people of Norway say, "What is the one thing that Sweden has that Norway doesn't have?" Norvegii ne spun, oare ce are Suedia ce n-are Norvegia? The answer is good neighbors. Vecini buni. E răspunsul. I don't know if you got it. Sper că v-ați prins de glumă. But anyway, Corey Torjesson. În fine, Corey was a missionary to the Muslims in the Philippines. Era un misionar între musulmani din Filipine. With her husband. Cu soțul ei. And she would go back to Norway frequently. Se întorcea în Norvegia deseori. And she said, "Don, you need to come to Norway." Și a zis într-o zi, "Frate Don, trebuie să veniți în Norvegia." We have 12,000
Pakistanis here in Oslo. În Oslo avem 12.000 de pakistanezi. They're causing labor problems. Și ei ne fac fel de probleme. Ce au de face cu locurile de muncă? The church doesn't know what to do. Și biserica nu știe cum să abordeze această situație. So please come and do seminar in Norway. Vă rog frumos să veniți să țineți un seminar acolo în Norvegia. So in the mission hall in downtown Oslo. Și în într-o sală de misiune acolo în centrul Oslo. Many of the Christian leaders came together for their first seminar. Mulți dintre liderii creștini de acolo s-au adunat pentru acest prim seminar. And as a kind of casual question, I asked this question. Și mi-a permis să pun o întrebare așa mai relaxantă, mai neobișnuită, mai de început. Is there anybody in the audience that has memorized the names of the 12 sons of Ishmael? Am întrebat pe frații cei lideri, e cineva dintre voi care a avut ocazia să învețe pe de rost numele celor 12 fii al lui Ismael? A white-haired lady raised her hand. O soră în vârstă a ridicat mâna. And I said, dear sister, after this lecture, I want to meet you. Și am spus, soră, după seminarul acesta chiar vreau să vă întâlnesc, să vorbesc cu dumneavoastră. And this is what she said. Și iată ce mi-a zis sora aceea. She said, I am 70 years old now. Am 70 de ani. When I was 30 years old, dar pe când aveam 30 de ani, the Spirit of God told me you are to be an intercessor for the Muslim world. Duhul lui Dumnezeu mi-a spus trebuie să mijlocești pentru poporul islamist. She said, I didn't know anything about Muslims. Și eu nu știam nimic despre musulmani. I never met one. Nu am întâlnit vreunul înainte. So I walked around Oslo saying, what do you know about Muslims? Așa că m-am dus prin Oslo întrebând oamenii ce știți despre musulmani. And finally I found Pastor Kvam of the Santal Mission in Bangladesh. Și m-am întâlnit cu acest pastor Kvam in Bangladesh. Care fusese în Bangladesh. And he told me that Muslims identify with Ishmael. Și el mi-a spus că musulmanii se identifică cu Ismael. So I memorized everything in the Bible about Ishmael and all of his children. Așa că am învățat pe de rost tot ce am găsit în Scriptură despre Ismael și copiii lui. And I have been praying for them for these 40 years. Și m-am rugat pentru islam, pentru islamiști, de acum 40 de ani. So why were those 12,000 Pakistanis in Oslo? De ce erau cei 12,000 de pakistanezi în Oslo? It's that lady's fault. Cred că e greșeala acelei femei. She's been praying for pentru că ea se rugase pentru ei de 40 de ani. And God brought them to her doorstep. Și Dumnezeu i-a adus la poarta casei sale. For the church to begin to win Muslims to Jesus. Ca biserica să înceapă să câștige pe musulmani pentru Isus. Okay, that spirit of rivalry is working in Islam today. Spuneam că acest duh de rivalitate lucră puternic între musulmani și astăzi. And humanly speaking, we can understand that. Și din punct de vedere omenesc putem să înțelegem lucrul acesta. But what about spiritually speaking? Dar acum vorbim spiritual. What do you actually know about Muhammad's source of inspiration? Ce știm oare noi despre această sursă de inspirație a lui Muhammad? Well, if you read the Muslim biography. Dacă veți citi biografiile scrise de musulmani. By Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. And his grandson Ibn Hisham. Și nepotul lui Ibn Hisham. They describe the time when Muhammad, who married a wealthy widow, had leisure time. El scrie despre vremea când Muhammad se îndrăgostise de această femeie în vârstă, avea timp destul de pierdut, bogată. He used to retreat to the caves in the mountains outside of Petra in Jordan. Și fiind tânăr, avea timp de plimbare și s-a dus în munți, pe acolo, prin peștele din zona Petra, din Iordania de astăzi. In spite of what Muslims say, Islam did not begin in Mecca. În ciuda faptului că islamiștii de astăzi spun că islamul n-a început în Mecca. It began in Petra, Jordan. Și spun în Petra, s-a născut în Petra, în Iordania. And the center of Islam was Petra for the first 107 years of Islam. Inițial, centrul islamismului a fost în Petra pentru 100 și ceva de ani. All the mosques pointed to Petra for 107 years. Pentru 107 de ani, toate moscheele erau îndreptate către Petra. And the geography of the Quran fits Petra, but not
Mecca. Geografia Coranului, descrisă acolo în Coran, are de-a face și descrie foarte bine regiunea Petrei. This has all come about through fantastic research done in our days. Și asta s-a descoperit oarecum recent în un manuscris care au descoperit lucrul acesta fantastic. If you're interested in a reference book, it's called Quranic Geography. Este o carte scrisă Geografia Coranului. It's written by Dan Gibson. Dan Gibson. He lived in Jordan and UAE and in Yemen. El a trăit în Iordania, în Emiratele Arabe Unite și în Yemen. He was the son and a grandson of an Arabian geography scholars. El a fost fiul și apoi nepotul unor oameni de știință care erau geografi. He has photographs to prove all the things that he said. Are fotografii care să dovedească ceea ce susține el. And the Quran itself supports the idea that Petra was the center of Islam. Cum spuneam, Coranul însuși susține că de fapt Petra a fost inițial centrul islamului. Okay. In that desert area, three times fantastically great empires rose. În acea zonă, vreo trei imperii s-au dezvoltat de-a lungul timpului. And they all identified with Ishmael. Și toate trei se identificau cu urmașii lui Ismael. The competitor of Isaac and of the Jewish people. Urmaș, adică competitorul lui Isaac și a urmașilor lui izraeliții. When Muhammad went into those caves. Și când Mohamed s-a îndreptat către cele peșteri din zona Petra. In the mountains of Petra. Din munții Petra. He met a spirit being. Spune că a întâlnit un duh, o ființă duhovnicească. And it says this very large spirit being appeared on the horizon and said, recite. Și spune Mahomet că a apărut această ființă mare duhovnicească și a venit cu o mânie la el și a spus, recită. And Mohammed was terrified. Și el s-a înspăimântat, a fost îngrozit de acea arătare. Then the spirit being came halfway again and in this commanding voice said, recite. Acel duh s-a apropiat mai mult de el și din nou cu o voce poruncitoare a spus, recită. And finally the spirit being came straight up to Muhammad and was choking him or pressing him and saying, recite. Și a treia fază, duhul se apropie chiar de el, îl prinde de gât, aproape zugrumându-l, îi poruncește, recită. And Muhammad surrendered to that spirit being. Și în final Muhammad se supune acelui duh. And all of Islam stands or falls on the identity of that spirit being. Și tot Islamul rezistă sau se înruie în funcție de felul în care identifică acel duh. Who or what was that spirit? Cine sau ce era acea ființă duhovnicească? Muhammad ran home to his wife after this encounter. Muhammad spune că după acea întâlnire cu acea arătare s-a întors acasă înspăimântat la soția sa. He was terrified. Era îngrozit de teamă. He said to his wife, "Cover me with your cloak, I'm shivering." Și i-a zis soției sale, acoperă-mă cu haina ta că eu tremur de spaimă. And he said, "I think I am possessed by a jinn." Și el recunoaște, cred că sunt posedat de un spirit. Jinn is a Persian word for something like a demon, but not exactly the way the Bible describes. Cuvântul jinn, știți, jinn era un duh, era un duh care nu era o conotație pozitivă. His wife Khadija had a Christian background. Și soția lui Khadija avea un trecut creștin în familie. She called her uncle, who was a Christian monk. Și l-a sunat pe unchiul său care era un călugăr creștin. A man by the name of l-a chemat. A man by the name of Ben Naufal. Acel unchi. How was his name? Okay, I'll be patient with this missionary candidate. Să fiu răbdător cu acest candidat. Waraka Ben Naufal. Așa l-a chemat pe omul ăla. No. You have to make a monkey of yourself to be a missionary. Okay, da. Am să repet. Together they persuaded Muhammad that that was the angel Gabriel. Și concluzia în urma discuției cu unchiul său, ci că acest duh ar fi fost îngerul Gabriel. Oare chiar așa să fi fost? What do you think? Ce părere aveți dumneavoastră? Is Gabriel going to contradict
Gabriel? Păi oare, după cum îl știu pe Gabriel, va a fi fost în stare să facă o asemenea acțiune, să se contrazică pe sine în acțiunile sale? No way. Niciodată. If Gabriel speaks the truth, dacă Gabriel vorbește adevărul, and the Muslims say somebody else was named Gabriel, și dacă musulmanii spun că altcineva a fost numit Gabriel, and he contradicts the real Gabriel, și îl contrazice acesta a doua pe primul, acel al doilea pe primul, then we know it wasn't Gabriel. Atunci știm că n-a fost Gabriel de altfel. But if you read books in the West, și dacă vei citi cărți din lumea vestică, modern books on the biography of Muhammad, cărți moderne despre biografia lui Muhammad, they all say Gabriel spoke to Muhammad. Mai toate interpretează așa cum spun musulmanii, și anume că îngerul Gabriel i s-a arătat lui Muhammad. In other words, they have swallowed the Muslim version. Adică au înghițit versiunea aceasta a islamiștilor. How many of you know 2 Corinthians 11? Câți dintre voi știți 2 Corinteni 11? If Satan can masquerade as an angel of light, spune că Satan se poate preface într-un înger de lumină. Why should it be thought surprising that his servants can masquerade as servants of righteousness? Atunci de ce să ne mirăm că slujitorul Satanei ar fi putut să se întruchipeze, să ia chip de înger slujitor și să înșele pe alții? An angel of light? Un înger de lumină? A masquerade? Se preface, nu transformat? Yeah. Se poate. Some of us have a preconceived idea that Satan is dirty and smelly. Unii dintre noi avem această idee preconcepută că Satana trebuie să arate groaznic, urât, puteros. It's a big surprise that he could come as a servant, as an angel of light. Dar Biblia zice că el se poate transforma într-un înger de lumină. Thank God for the Holy Spirit. Așa că mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt care ne-a descoperit lucrul acesta. In 1 John 4:1. 1 Ioan 4:1. Test the spirits. Încercați duhurile. Puneți la încercare duhurile. To see if they are of God. Să vedeți dacă sunt de la Domnul. Cercetați. We're supposed to test all spirits to see if they are of God. Trebuie să punem la test toate duhurile, să vedem dacă sunt de la Domnul sau nu. So behind this spirit of rivalry in Islam, în spatele acestui duh de rivalitate care există în Islam, is another spirit. Ne știm că este un alt duh. It's the spirit of the one who said, "I will raise my throne above the stars of God." E duhul acelui care a zis, "Mă voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu." "I will be like the Most High." Eu voi fi ca Dumnezeu, cel prea înalt. That's a picture of Satan in both Isaiah and Ezekiel. Imaginea Satanei din Isaia, dar și din Ezechiel. That spirit of rivalry goes back to the war in heaven. Acel duh al răzvrătirii, rivalității se întoarce cu milenii în cer. And you need to understand. În scena aceea, și trebuie să înțelegem bine. That we're wrestling not against flesh and blood, but against principalities and powers. Nu ne luptăm cu carnea și sângele, ci cu cele dregătorii, căpetenii în locurile cerești. And that we're involved in a profound and deadly spiritual war. Și suntem implicați într-un război profund și pe viață și pe moarte. And there are casualties. Și în acest război spiritual mai sunt și and there will be more casualties. Falimente și vor mai fi și altele înfrângeri probabil. That's okay. Dar e ok. From Jesus' example we learn this principle. Din exemplul lui Hristos învățăm acest principiu. We win through suffering. Noi biruim chiar și prin suferință. That's not a very pleasant idea. Nu e o idee prea plăcută. But that's the way it is. Dar așa este. And so we read in Paul. Așa că citim în Apostolul Pavel. In Colossians 1:24. Coloseni 1:24. I joyfully embrace suffering. Eu mă bucur chiar și în suferințe. That I may complete in my body what is still lacking for Jesus' body, the church. Ca să completez cumva ce lipsea suferințelui lui Hristos în trupul meu. I don't know if they teach that in your missionary training program. Nu știu dacă în programele de pregătire a misionarilor se predă ideea aceasta de suferință. To joyfully embrace suffering. Să îmbrățișez cu bucurie suferința ca și o
posibilitate. In the little church where I worship up in the mountains of Colorado. În mica mea biserică în care mă închin în munții din Colorado. We have a beautiful round window made up of pieces of glass of many, many different colors radiating from the center. Avem acolo în spate o fereastră frumoasă colorată, un fel de vitralii prin care pătrunde lumina colorată. When the sun shines on it, it is absolutely beautiful. Și când soarele strălucește, dă o lumină extraordinară, frumoasă de tot. And right in front of that beautiful window is the cross. Și pe acea fereastră, în față, în centru, este o cruce. What verse comes to your mind as you imagine that? Și dacă ar fi să puneți un verset în dreptul acestei imagini, fereastră cu cruce prin care pătrunde lumina strălucitoare, diversă colorată, ce imagine, ce verset din Biblie vă vine în minte? Hebrews. Evrei. It says of Jesus. Spune despre Iisus. Who for the joy that was set before him endured the cross. Care pentru bucuria ce se dea înainte a suferit crucea. Despising the shame. Disprețuind rușinea. And is set down at the right hand of the. Și de aceea s-a înălțat la dreapta Tatălui și locuiește acolo pe tronul său. The way to victory is through the cross. Pentru că de multe ori, de cele mai multe ori calea către victorie merge pe la cruce. And when you believe in the Lord with all your heart and look forward to his return, you will be able to embrace suffering. Și când crezi pe Domnul cu toată inima ta și îl aștepți cu nerăbdare să se întoarcă, atunci cu bucurie vei trece chiar și prin suferințe. Okay, let's go back to Psalm 2. Și acum să ne întoarcem la Psalmul 2. All of these people who conspire against God are doomed to failure. Vedem aici împărații pământului care conspiră să răscoală împotriva lui Dumnezeu, dar până la urmă toți pierd. This psalm is considered a coronation psalm. Acest psalm este considerat a fi un psalm al încoronării. On one of those occasions when David was crowned king. Care s-a cântat cu ocazia încoronării lui David ca împărat. And the Holy Spirit breaks into the coronation ceremony. Și când în acea festivitate de încoronare, Duhul Sfânt se arată. And under the inspiration of the Spirit, David said, I will declare the decree of the Lord. Și sub inspirația Duhului Sfânt, David începe să cânte și spune, voi declara hotărârea Domnului. And he's quoting the decree of God. Și citează hotărârea Domnului. You are my son. Tu ești fiul meu. Today I have begotten you. Astăzi te-am născut. And what does that imply? Și ce implică lucrul acesta, această promisiune? The one thing that God wants. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl vrea. He wants his family back. Vrea familia să se reunească, o vrea înapoi. He wants the nations back. Vrea familiile să se întoarcă la el. So he says to his son. Și spune fiului său. Ask of me. Cere-mi. I will give you the nations for your inheritance. Voi da națiunile ca moștenire. And the uttermost parts of the earth for your possession. Și toate marginile pământului pentru a fi posesiunea ta. Now, you and I are finite people. Ma noi suntem oameni finiți, ca înțelegere limitați. And maybe it's beyond us to ask for all the nations of the world. E prea mult peste măsura noastră înțelegere cum poți să ceri Dumnezeu națiunile pământului să ți le dea drept moștenire. And so we focus on specific countries. Așa că noi acum ne focalizăm asupra unor națiuni specifice. I joined a little group like that in Pasadena, California. În Pasadena, California, m-am alăturat unui asemenea grup care se rugau pentru o anumită zonă. We met every Friday morning at 7:00. La 7 dimineața, în fiecare zi de vineri, ne adunam la rugăciune. And we prayed for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Ne rugam pe toate aceste țări cu stan. I'm going to pray for this brother. There's five major countries of Central Asia. 5 țări toate au de face cu zona aceasta islamică din Asia Centrală. 4 years. 4 ani ne-am rugat. Every Friday morning at 7:00. În fiecare vineri dimineață la 7. It started in 1979. Și asta era în 1979. In 1983, two Dutch brothers come to my office. În 1983, doi frați olandezi au venit în biroul meu. This is 8 years before the collapse of the Soviet Union. Asta era cu 8 ani înainte de a se prăbuși Imperiul Rus. And they said, "Brother Don, we want you to go behind the Iron Curtain into Central Asia." Ne-a zis, frate Don, am vrea să plecăm acolo, trecând de cortina de fier, în zona aceea din Asia Centrală. Now, I don't know about you.
Nu știu cum sunteți voi. But my initial reactions are always negative. Dar prima mea reacție este una negativă când e să fiu provocat. And I don't like people telling me what I'm going to do. Pentru că nu-mi prea place să vină oameni să zică, uite, trebuie să faci asta. Especially if it sounds dangerous. Mai ales dacă sună lucrul acela destul de periculos. So I said to these two Dutch brothers. Și le-am spus acestor frați olandezi. You have the wrong man. Cred că eu nu sunt omul potrivit să viu cu voi acolo, ați venit la locul greșit. I know European missionaries who know more languages than I do. Eu știu misionari europeni care au mai multă cunoștință lingvistică decât am eu, știu mai multe limbi decât mine. And they would be better missionaries for this assignment than I would. Și ei vor fi mai buni candidați decât sunt eu pentru această slujbă. And these nasty Dutch brothers said, și acest frate olandez obraznici i-a spus, da, e adevărat. They'd be better missionaries. Ei vor fi misionari mai buni decât tine. But you have one gift. Dar dumneavoastră aveți un dar special pe care ei nu-l au. And I said, yeah, what? Și am spus, da, ce dar e ăla? They said it seems like you have the gift of being able to persuade Christians to love Muslims. Au zis, eu cred că dumneavoastră aveți darul acesta ca să puteți să veniți să lămuriți creștinii să iubească pe musulmani. And I was trying to think of my next excuse of why I shouldn't do that. Și încercam să pregătesc a doua scuză pentru care să zic că n-am să merg acolo cu ei. The chairman of my board was seated at my elbow. Dar acolo era lângă mine și președintele comitetului meu. He had been a Christian chaplain in the wars of Indonesia and he wasn't afraid of anything. El a fost capelan creștin în Indonezia ani de zile. Și nu era, n-a avut teamă de nimic. And he said to these Dutch brothers. Și le-a spus el acestor frați olandezi. Oh, brother Don would love to go. Oh, fratele, fratele Don ar place să vină cu voi, cu siguranță. What do you do when the chairman of your board offers you as a living sacrifice? Acum ce faci când președintele comitetului te oferă pe tine ca o jertfă vie? And one more thing before I tell you what happened. Și încă un lucru înainte să vă spun ce s-a întâmplat. The Dutch brother said, by the way, we know how to get you in. Au zis frații, apropo, și știm cum să te introducem acolo în zona aceea. But we can't promise to get you out. Dar nu îți promitem că te putem scoate afară. That's the part I did not tell my wife. Ei, partea asta ne-a spus soției mele. 1984. În 1984. I'm behind the iron curtain. Am ajuns în spatele acestei cortine de fier. In Dushanbe. Dushanbe. Tajikistan. În Tajikistan. I have a list, an agenda of 8 things I'm supposed to do. Aveam o agendă cu 8 lucruri pe care trebuia să le fac acolo. I'm standing in the pulpit in the Baptist registered Baptist church. Și acum stăteam la amvonul unei biserici baptiste recunoscute, înregistrată de stat. And the Holy Spirit speaks. Și Duhul Sfânt începe să vorbească. He said you're not to go looking for any of those people, those 8 people on your agenda. Și mi-a zis, nu trebuie să-i cauți pe acei 8 oameni de pe lista ta pe care aveai gând să-i întâlnești. Now what would you have done? Mă, ce ai fi făcut tu dacă era așa? You know that if you do return, you're going to go to London and Open Doors is going to say, what did you do about these 8 things we ask you? Știai că ți s-a spus organizația misionară care am trimis acolo a zis, uite, ăștia sunt oamenii 8 pe care trebuie să te contactezi, să te întâlnești cu ei. Și acum Duhul Sfânt spune, nu te întâlni cu ei. Mă gândeam când mă întorc acasă, ce o să zic oamenilor? I disobeyed the Holy Spirit. Așa că nu m-am supus Duhului Sfânt. I went looking for these 8 contacts. Am mers să găsesc cele 8 persoane de contact. I never found a one. Numai că n-am găsit pe niciunul. The other thing the Spirit said is you are to teach everything from this pulpit. Un alt lucru care Duhul Sfânt mi-a spus, rostește cu îndrăzneală tot ce găsești în Biblie aici. You're not to go any place else. Nu te mai duce în alte locuri, ci aici predică-ți predicile tale în biserica aceasta. And that's what happened. Și asta s-a întâmplat. On the last day, în ultima zi, we're on our knees praying for Tajikistan. Eram cu toții plecați pe genunchi și ne rugam pentru Tajikistan. And the man next to me is weeping. Și un om lângă mine începe să plângă.
He was a fifth generation German immigrant there in Tajikistan. Era de obârșie nemțească, a cincea generație de acum emigrant în țara aceea. His name was Edward Geisbrecht. Edward Geisbrecht. And he's weeping. Și el plângea. And I said, Edward, why are you weeping? Și l-am întrebat, frate Edward, de ce plângi? This is what he said through his tears. Și ce mi-a zis el printre lacrimi? Brother, God sent you. Frate, Dumnezeu te-a trimis aici. I said, what does that mean? Și a zis, ce vrei să zici cu asta? And this is his story. Și iată povestea lui. He said, 2 years ago, I went to Moscow. În urmă cu 2 ani, am fost la Moscova. My son was studying in the Conservatory of Music. Fiul meu studia la conservator acolo. And he took me to a Pentecostal church. Și m-a dus la o biserică penticostală de acolo. And there a word of prophecy was given. Și acolo am auzit un cuvânt profetic. There's someone here tonight who's going to help give birth to the Tajik Muslim convert church. A zis, e cineva aici în adunare care va fi folosit Dumnezeu să înceapă o mișcare de creștină între musulmani din Tajici. And Edward said, I knew that wasn't me. Și eu mi-am spus, sigur nu sunt eu. Because all my relatives have migrated to Germany. Pentru că toți strămoșii mei au venit din Germania. And every year I apply for an exit visa. Cât mai mulți s-au întors înapoi în Germania, pa chiar și eu însumi aplic pentru viza an de an să mă duc în Germania. And the government will not give it. Numai că nu am primit viza de la guvernul german. He said, tonight I know why. Și spunea el acum în seara aceea, acum știu de ce nu am putut să merg să migrez. I'm in charge of a commune of 500 Tajik Muslim men. Pentru că sunt acum supraveghetor unei comune care are 500 de musulmani tajici. I speak Tajik. Vorbesc limba lor. I solve their fights. Le rezolv problemele lor. I go to their weddings. Mă duc la căsătoriile lor. I go to their funerals. La mormântările lor. I am like their father. Sunt ca un fel de tată pentru ei. Now I know. Acum știu. Tonight. Seara asta m-am aflat. That God has been holding me here in Tajikistan to give birth to a Tajiki church. Că Dumnezeu m-a ținut aici în țara aceasta și nu m-a permis să mă întorc în Germania, fiindcă vrea ca prin mine să înceapă această mișcare și să plantez o biserică între tajici și musulmani. That's when I began to cry. Și atunci am început eu să plâng. And I turned to my translator. Și m-am întors către translatorul meu. And I said, brother, if nothing else happens on this trip. Și am spus, frate, dacă nimic altceva nu s-ar mai întâmpla în această misiune a mea. This one thing is worth it. Acest singur lucru a meritat ca eu să vin aici. Now, many other things did happen. E multe alte lucruri s-au întâmplat totuși în acea After that service we went misiune. To Edward's house for a huge dinner. Pentru că după serviciul de biserică ne-am dus la el acasă la fratele acesta pentru a lua masa. 20 some people were there. Au venit alți 20 de oameni la masă. All 8 of the contact names on my list were there. Și interesant lucru că toate cele 8 persoane pe care eu încercasem să le caut anterior se aflau acum la masă la acest frate acasă. They had been in every teaching session in the church. Și fără să știu, acele 8 persoane au participat la toate sesiunile mele de predare de învățătură biblică din acea săptămână. Everything I was supposed to share. Practic au primit tot ce aveam de gând să le vorbesc în mod individual. And then I repented of the fact that I resisted the spirit of God and tried to go find them. A trebuit să mă pocăiesc de faptul că m-am nesupus, nu m-am supus Duhului Sfânt că mi-a zis nu te duce să cauți. The Holy Spirit knows what he's doing. Pentru că Duhul Sfânt știe ce face. In Almaty, Kazakhstan, it was a different story. In Almaty, capitala Tajikistanului, este o altă poveste. We had difficulty finding Kazakhstanului. A fost din nou greu să găsesc o biserică. And in desperation we went to the captain of the fire brigade and said, "Where is this church?" În disperare am mers la un centru ăsta de pompieri întrebând pe capitanul unde e biserica. And that was a mistake. Și asta a fost o greșeală, că în vremea aceea să întreb la pompieri unde e biserica pocăiților.
Because he phoned the church. Pentru că el a găsit biserica. And said, "Do not receive these foreigners." Și i-a zis, nu primiți străinii ăștia care vin la voi. So we go to the church. Și am ajuns la adunare. No one will receive us. Și nimeni nu vrea să ne primească. We're standing outside. Stăm afară. Church is over. S-a terminat programul de biserică. People go home. Oamenii au plecat către casele lor. But one man walks by and under his voice he says, "Stay there." Dar un om s-a apropiat așa pe furiș pe lângă noi și a zis, rămâneți pe loc, vă rog. Everybody's gone. Toți au plecat. And we're just standing there and standing there. Și noi stăteam acolo lângă adunare. And suddenly a car drives up. Și se apropie o mașină de noi. It's that man. Și era acel om care ne-a zis, rămânem pe loc până dispare lumea. Jump in. Și a zis, urcă repede în mașină. And we jump in the car. Ne-am băgat în mașină. We go all through the city like this to make sure nobody's following us. Am văzut că șoferul face fel de fel de curbe și întorsitor prin oraș ca să scape urma eventualilor urmăritori. And we come back to the church. Și ne-am întors din nou la adunare. And he ushers me into the church. Ne-a deschis ușile, am intrat în clădire. Here are 50 young people having choir rehearsal. Și acolo au rămas după program corul bisericii vreo 50 de tineri care repetau. That was permitted under communism. Aia se permitea în timpul comunismului, pentru repetiții puteai și ilegal să mai stai peste program. So I have chance now to address 50 young people in the choir. Și acum mi s-a dat șansa să mă adresez acestor 50 de coriști care repetau. And I'm appealing to them to witness to Kazakh Muslims so we will see a Kazakh convert. Și le predicam acestor tineri să se roage și să fie gata să își predea viața, să lucreze cu kazacii. At the end of the time, there's always a question and answer period. Și la finalul predicii mele am permis acest timp de întrebări și răspunsuri. And a very handsome, blonde, German young man asked me a sarcastic question. Și un tânăr frumos, blond, de origine germană, într-un mod sarcastic mi-a pus întrebarea aceasta. He said, "Sir, have you ever met a Russian missionary?" Domnule, ai întâlnit vreodată un misionar rus? Now, what was behind that question? Mă oare ce era în spatele acestei întrebări? Hey, mister, don't you know where you are? Era, domnule, nu vezi pe unde te afli, în ce țară ești? You're in the Soviet Union. Păi ești în Uniunea Sovietică. We can't do these crazy things that you're trying to tell us to do. Nu putem să facem ce ne spui, mea ta, să fim misionari și așa mai departe în lumea asta. How would you answer that question? Acum, cum ați fi răspuns dumneavoastră acestei întrebări? What was the question? Care era întrebarea? Sir, have you ever met a Christian missionary, a Russian missionary? Domnule, ai văzut vreodată, ai întâlnit vreodată un misionar rus? Now, when I don't know what to say, what do you think I do? Acum, când nu prea știi ce să răspunzi, ce face omul? This is what I do. Iată ce fac eu când nu știu ce să răspund. Okay, Lord, it's your turn. Spun, Doamne, e momentul tău. Răspunde tu. Tell me what to say. Spune-mi ce să răspund acestui tânăr. And he's never failed me. Și niciodată nu m-a înșelat și mi-a ascultat rugăciunea. The Holy Spirit is right there. Duhul Sfânt este chiar acolo. And this is the answer he gave. Și iată răspunsul care mi l-am dat Dumnezeu. I look at that young man. M-am uitat la acel tânăr. And there was 50 young people in that choir. Și erau alți, repet, cam vreo 50 de tineri în acel cor. And in answer to the question, have you ever met a Russian missionary? Și întrebarea, acum am răspuns la întrebarea aceasta dacă am văzut vreun misionar rus? I said yes. I-am zis, da, am văzut. I'm looking at 50 of them right now. Mă uit la 50 dintre ei chiar acum. A lovely blonde woman in the front row looks up at me and says, "Spasiba." O tânără blondă s-a ridicat în picioare și mi-a zis, "Spasiba, mulțumesc." And I said to my translator, "I want to meet that lady after the meeting." Și am spus traducătorului meu, vreau să întâlnesc pe tânăra aceasta la finalul întâlnirii. And this is what Katia said. Și iată ce mi-a zis Katia. Last night I was baptized. Aseară tocmai m-am botezat în apă. This was my first worship as a baptized believer. Și serviciul de seară asta a fost primul serviciu în calitate de proaspăt botezat. And God sent you to tell me that I can be a missionary to the Kazakh. Și Dumnezeu te-a trimis pe tine să-mi spună mie în prima zi de botez că eu pot fi un misionar pentru poporul kazac. Hallelujah! Hallelujah! Somebody accepted the call. Cineva a acceptat chemarea. In Tashkent,
The situation was totally different. În Tashkent situația era total diferită. It seemed like the congregation was kind of dead. Părea că acea congregație, acea adunare era cam moartă. Now, please don't take this wrong, but it was a Baptist church. Acum nu luați așa în derâdere, dar era o biserică baptistă. Be careful that you don't boast. Deci să nu vă lăudați, vă rog frumos, cu ce aveți voi. But after the meeting, a Korean missionary came up to me. Dar după program, un misionar corean a venit la mine. And this was his question. Și care a fost întrebarea lui? Brother Don, should I learn Russian first or Uzbek first? Frate Don, ce să învăț mai întâi, limba rusă sau uzbecă? What a great question. Ce întrebare bună. So I said, și am spus, take 2 years and work on Russian and then switch to Uzbek right away. Și am spus, auzi, 2 ani de zile învață bine limba rusă, după care învață și uzbeca. 5 years later, I'm invited back by that same Korean dentist. 5 ani mai târziu, m-am reîntors și m-am întâlnit cu acest misionar corean care era doctor dentist. We're up in a broken down former communist camp up in the mountains outside of Tashkent. Eram într-un loc de tabără comunist ăsta cam dezolat și eram acolo la discuții cu el. And Dr. Kim is there with all of the assembled people. Doctorul Kim era acolo cu alți frați aleși. And he's weeping. Și el plângea. I said, "Brother Kim, why are you weeping?" Frate Kim, dar de ce plângi? He said, "We ask God for 100 Uzbek converts, and we only have 95. Ne rugăm, Domnule, pentru 100 de convertiți uzbeci și numai 95 s-au pocăit până acum. I said, "Brother Kim." Și am zis, frate Kim. God loves children. Lui Dumnezeu îi plac mult și copiii. There are 5 children here. Sunt 5 copii aici. You didn't count them. Păi nu i-ai pus la număr. 95 plus 5. So finally he's relieved. Așa că el s-a relaxat acum. 100 Uzbeks. 100 de uzbeci. 7 teams in 7 cities won these university people to Jesus in those 5 years. În 7 orașe, 7 echipe s-au ocupat de studenți de universitate și au câștigat oameni pentru Hristos. Ask of me and I will give you the nations for your inheritance. Și îți voi da neamurile de moștenire. Do you think Jesus ever read that psalm? Credeți oare că Iisus a fi citit vreodată psalmul acesta? Do you think he prayed? Credeți că s-a rugat și el la această rugăciune? And do you think he thought through strategy? Credeți că Iisus s-a gândit la o strategie cum anume să facă? Father, what is your strategy? Fi întrebat și el, Tată, care e strategia ta? I'm going to die at the end of 3 years. După 3 ani o să mor. What's your strategy? Care e strategia ta? You know the answer? Și știți răspunsul. You're the answer. Voi sunteți răspunsul. Disciples. Ucenicii. Multiplying disciples. Chemați să facă ucenici. That's the answer. Asta e răspunsul. That's how you spread out across the world. Așa împărțim și împrăștim Evanghelia în lume. First, you teach people to ask God for the nations. Mai întâi îi înveți pe oameni să se roage lui Dumnezeu să le dea națiunile. And today, and yesterday, and tomorrow, we're going to hear about the nations. Și ieri, astăzi și mâine vom auzi despre națiuni și ce se întâmplă în aceste națiuni pentru care ne rugăm. Praise God for what He has given this organization. Și slavă Domnului pentru ceea ce a dat deja aceste organizații din România. But you can ask for more. Dar puteți să cereți pentru mai mult de la Domnul. Step by step. Pas cu pas. You can ask for all the unreached people groups of the world. Puteți să cereți Domnului toate grupurile încă neatinse cu Evanghelia din lumea aceasta. In my family, I feel like I'm a failure. În familia mea, de multe ori m-am simțit ca un eșec. In what sense? În ce fel? Well, only 2 of my 6 children went to the Muslim world. Păi, numai 2 dintre copiii mei, cei 6, au mers în lumea muslimică, misionari. But one of them escaped from my influence and went to the Buddhist world. Unul a scăpat de sub influența mea și a ales să plece misionar în lumea budistă. And after our sister spoke this morning. Și după ce dimineața aceasta am auzit-o pe sora noastră,
I went up to her and thanked her. Am mers la ea și am mulțumit pentru mărturia ei. She reminds me so much of my youngest daughter who has spent 35 years in Laos in Thailand. Așa de mult îmi amintește de fiica mea care a petrecut 30 ceva de ani în Thailanda. Yes, Laos. Even though I'm a fanatic for the Muslim world. Da, chiar dacă sunt fanatic pentru lumea islamică. I know that God loves everybody from every ethno-linguistic group. Că Dumnezeu iubește oameni din orice fel de limbă. And I will repeat these verses tomorrow. Și am să repet aceste versete și mâine. 1 Timothy 2:4. 1 Timotei 2:4. If you've never memorized this before, I beg you to memorize it. Dacă nu l-ați învățat pe de rost aceste versete, acest verset vă rog să-l învățați pe de rost. God our Savior wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Domnul vrea ca orice om să vină la cunoștința adevărului și să se pocăiască. There is no deficiency in God's love. Nu există nicio deficiență în dragostea lui Dumnezeu. The deficiency is in our cold hearts. Deficiența este în inimile noastre cele reci. 2 Peter 3:9. 2 Petru 3:9. The second part of the verse. Partea a doua a versetului. God is not willing that any should perish. Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară. But that all should come to repentance. Ca toți să vină la pocăință. Wow. If God is not willing that any should perish. Deci dacă Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară, who is? Who is willing? Atunci cine e? Cine vrea? You and me. Să se ofere dumneavoastră și mine. We're the only ones with hard hearts. Noi uneori avem însă inimi reci. And then Colossians 1, beginning at the end of verse 27. Coloseni 1 cu 27, partea finală. Christ in you, the hope of glory. Spune Hristos în voi, nădejdea slavei. Whom we preach. Pe care îl predicăm. Teaching every man in all wisdom. Învățăm orice om cu toată înțelepciunea. That we may present every man perfect in Christ Jesus. Putem prezenta pe orice om desăvârșit în Hristos. According to which I labor. După munca noastră, după slujirea noastră. Striving according to his working. Tânjind să lucrăm după planul său. Which works in me. Care lucrează și în mine. Mightily. Într-un mod măreț. When I first read that as a 24-year-old baby believer. Când am citit acest verset la vârsta de 24 de ani, proaspăt convertit, I could not accept it. Nu am putut accepta acest verset. I said this is literary exaggeration. Am zis, eu cred că este exagerare în acest verset. And then I realized. Și apoi am realizat. That's the only thing we can say. Că de fapt e singurul lucru pe care îl putem spune. If you don't want to present every human being perfect in Jesus. Dacă nu vrei să prezinți orice om ca o ființă desăvârșită în Hristos, it means that you set yourself up as a judge. Înseamnă că te-ai pus în poziția de judecător. Când judeci pe oameni, nu vrei să-i prezinți desăvârșiți. And you are deciding who's worthy and who's not. Înseamnă că te pui tu în postura să judeci cine merită și cine nu merită să fie prezentat înaintea Domnului. When did God make you such a judge? Păi când te-a pus Domnul judecător pe tine? He never did. Niciodată. So you have to have these expansive hearts. Așa că trebuie să avem această inimă expandată, largă. Because Christ. Pentru că Hristos este în ea, în inima ta. That Christ who wants all people to become perfect. Și Hristos vrea ca toți oamenii să devină desăvârșiți în el. And for those of you who know Greek. Și pentru acei dintre voi care cunoașteți limba greacă. Let's look at that word striving. Acel cuvânt a tânji, a dori. Would you like to know the translation of that word? In Arabic? Știți care e traducerea acelui cuvânt în limba arabă? Jihad. Jihad. Jihada. Jihada. The verb to strive. Verbul acela a tânji, a dori să prezinte orice om de săvârșit e jihada. What is the Christian jihad? Pe unde sunt jihadiștii creștini? To present every human being care să dorească să prezinte orice om de săvârșit în fața lui Hristos. L-am urmărit împreună pe fratele Don McCurry, un om cu o vastă experiență în misiunea externă, fost misionar în Pakistan pentru 18 ani, aducând un mesaj despre misiune, dar pornind din Psalmul 2.
În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să ne urmăriți în cadrul emisiunii Până la marginile pământului. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.